Clubul sportiv municipal Slatina are oficial o nouă secție de înot. Zilele trecute, reprezentanții bazinului de înot Slatina au organizat selecție pentru înființarea grupelor de performanță. Avem foarte multe solicitări din partea părinților. Ne-am propus și am și reușit să înființăm o nouă secție de înot în cadrul Clubului Sportiv Municipal Slatina. Am făcut înscrierile cu o lună de zile înainte, am publicat ziar, Facebook, internet, mass media peste tot. Avem aproape 15 copii care știu deja să înoate, astăzi fiind prima lor ședință în grupa de performanță. Trebuie să spunem că sunt copii cu vârstele cuprinse între? Da, copiii trebuie să fie cu vârsta cuprinsă între 6 și 8 ani. Bogdan Chiriac este noul antrenor al celor 15 copii din grupa de performanță. Vrem să promovăm performanța în natație și obiectiv avem de participare la naționale deocamdată și sperăm mai târziu și de medalii la naționale. Cum i-ați găsit pe copiii de aici? Sunt foarte bine pregătiți pentru stadiul în care se află de perfecționare și o să fie și rezultate cu timpul. Foarte mulți copii dorni să practice acest sport. Spuneți-ne care ar fi beneficiile notului. Beneficiile notului în principal sunt sănătate, deci dezvoltă toate grupele musculare și toate aparatele din organism și înseamnă în primul rând sănătate, disciplină la grupa de performanță și apoi și performanțe. Eu știu, celebritate sau depinde în funcție de potențialul fiecăruia. Cu emoții, dar extrem de încântați că au fost selectați, micuții sunt dornici să performeze în acest sport. Cum ți se pare aici? Foarte frumos. De ce este frumos? Că îmi dezvoltă toate oasele și pentru sănătate. Iar astăzi ai ajuns la grupa de performanță. Da. Îți dorești să faci performanță în acest sport? Foarte mult. De ce? Că vreau să ajung campion mondial. N-am știut că o să ajung aici niciodată. Ai emoții? Da. Cum ți se pare noul antrenor? Bun. Foarte bun. Ce dorești în viitor cu acest sport? Să ajung campioană. De ce te afli aici? Ca să pot învăța să înot mai repede. Cât vii la bazin? Nu de mult, de câteva luni. Ai învățat să înot? Da. De ce este important să știm să înotăm? Să ne facem mai buni și mai puternici. Înotul are multiple beneficii pentru copii, spun părinții care i-au îndrumat către această ramură sportivă. De cât timp a dat copilul la not? E băiețel, fetiță? Ce vârstă? Băiețel, 8 ani. De un an jumătate. Mulțumesc frumos. De un an jumătate. De ce ați ales să vină la acest sport? Sănătatea lui. Pentru buna dezvoltare a lui. În toamnă, sportivii slătineni vor lua parte la primele competiții de înot.